Măsură electoratul PNL se consideră la fel de bine reprezentat pe cât este electoratul PSD de către PSD. Și aici este marea problemă. Faptul că pleacă câțiva oameni din partid nu este relevant. Problema este dacă partidul reușește să îndeplinească promisiunile, angajamentele, programul pe care și l-a asumat în momentul în care a venit la guvernare. Ce ar trebui să facă pentru a opri acest declin de care a vorbit cel puțin electoral în termen de momentul sondaj. De față, din păcate, în contextul de criză în care ne aflăm, inclusiv aceste măsuri fiscale, nu sunt de natură să mulțumească electoratul PNL. Ca urmare, nu cred că până în 2024 există un miracol posibil prin care, dintr-o dată, să-și refacă PNL cota electorală. Ce este important este să nu mai scadă.